prima dată am auzit despre el în țară fiind, ca unul dintre bătrânii Sfântului Munte, bătrân în sensul de gherondă, de stareț, și, bineînțeles, ca orice tânăr, viețuind într-o mănăstire în România, idealul meu era să ajung în Athos și, bineînțeles, alături de un părinte îmbunătățit. Dumnezeu a binecuvântat și a îngăduit, pentru că în perioada respectivă nu era ușor să părăsești România și să ajungi în Grecia, era nevoie de viză, erau niște greutăți. Am reușit până la urmă să ajung în Athos, împreună cu un grup de monahi, toți hotărâți să ne stabilim undeva în Athos. Peste tot pe unde ne-am dus să ne închinăm, în special în locurile unde viețuiau români, nu erau numeroși monahi atunci. Toți și-ar fi dorit să rămânem acolo, pentru că eram tineri, eram cumva de perspectivă și cu oarecare agresivitate eram poftiți că acolo ar fi locul cel mai bun unde ar trebui să rămânem. Adică fiecare loc unde am poposit, ni se propuneau aici să rămâneți pentru că este cel mai liniștit, cel mai duhovnicesc, cel mai bun loc. Nu, același lucru s-a întâmplat și aici la Colciu, unde într-adevăr era părintele stareț împreună cu alți trei monahi în vârstă și în mod clar ar fi avut nevoie de cineva tânăr pentru sprijin, pentru ajutor, pentru continuitatea vieții. Dar părintele nu. El a spus, va lumina Dumnezeu să veniți în Athos, lucru bun, mergeți, închinați-vă peste tot, vedeți unde se odihnește sufletul vostru, bine ar fi să vă hotărâți să rămâneți, dar în caz că nu v-ați hotărât să rămâneți pe undeva prin toate celelalte lăcașuri unde viețuiesc români, puteți veni și la noi, că și noi avem nevoie de sprijin, că suntem bătrâni și neputincioși. Lucrul ăsta mi-a atras atenția, pentru că ei în mod real aveau nevoie de ajutor, pentru că erau și bătrâni, erau neputincioși, dar nu ne-au spus aici e locul cel mai frumos, cel mai duhovnicesc, nu, ne-a respectat alegerea. Părintele avea noblețea asta duhovnicească de a respecta libertatea celuilalt pe tot parcursul vieții lui și a viețuirii mele împreună cu el, am putut să constat lucrul ăsta. Avea oarecare delicatețe, adică nu ne-ar fi forțat într-un nimic. Ne-a respectat libertatea, ne-a însoțit întotdeauna cu rugăciunea. Chiar dacă alegerile noastre erau de multe ori greșite, el ne-a lăsat ca să ne venim singuri într-o sine și să ne dăm seama de greșeala pe care am făcut-o. Și în modul ăsta mi-a atras atenția și am hotărât să rămân în locul acesta alături de el. A fost primit cu multă dragoste de părintele și atunci pot să zic că am simțit că m-a înfiat duhovnicește, adică cu adevărat paternitatea lui duhovnicească am simțit-o încă din primele momente de când am stabilit aici în locul ăsta. Deci părintele, întotdeauna când era întrebat de viețuirea lui monahală sau de virtuțile pe care le-a dobândit el în lunga perioadă de viețuire monahală, el spunea, eu m-am străduit să fiu un monah corect. Adică conștiința lui era că își făcea datoria de monah, nu făcea mai mult. Și totodată, pe lângă afirmația asta, mai spunea, eu m-am străduit să fiu corect, dar nu știu lucrul făcut de mine dacă a fost bine plăcut lui Dumnezeu. Adică avea totdeauna o smerenie care, bineînțeles că l-a însoțit întreaga lui viețuire monahală. N-a fost scutit de ispitirile celui rău, chiar în viețuirea lui virtuoasă. Nu ne spunea prea multe despre încercările pe care le-a avut. Multe dintre ele au venit prin oameni, l-au amărât anumite situații. A avut și încercări directe din partea celui rău, una dintre ele i-a fost chiar înainte să moară. Fiind suferind în pat, la un moment dat avea un fel de viziuni. El ne spunea, măi, eu sunt conștient, el era nevăzător, sunt orb, nu văd. Dar acum văd lucruri.
Vedea personaje, vedea lucruri care îi înfricoșau. Uite, de exemplu, eu stau aici pe marginea patului și în fața mea văd o prăpastie. Dar eu știu că sunt orb, că eu n-aș avea cum să văd lucrurile astea. Dar totuși le văd și îi aduceau o stare care să-l înfricoșeze. Și-a dat seama că era o încercare a celui rău acum pe ultima sută de metri a lui. Și am făcut și noi rugăciuni și s-a liniștit. Dar chiar ne spunea, zice, uite, vezi vrășmașul cum face, adică nu mă lasă nici acum când eu eram neputincios din toate punctele de vedere. Și a încercat cumva să-l destabilizeze, să-l facă cumva să, știu, să împuțineze credința. Dar... Era obiceiul la mănăstire, înainte de a începe slujba, cel rânduit, paraclisierul, trebuie să ia binecuvântare de la stareț. Și ar trebui să vină la ușă și să zică pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne pe noi, care Părintele să-i spună amin. Slujitorul respectiv, din grabă, el a strigat, Părintele având fereastra deschisă, i-a strigat sub fereastră, Părinte, blagosluiți că să începem slujba. Și atunci Părintele spune că i-a și bătut cineva în ușă, nevăzător fiind, uimit că vede și a deschis ușa. Și a văzut o arătare, spune el, cu fața acoperită. Și Părintele era foarte indignat și a spus, bun, dar cine ești? De ce nu spui rugăciunea? Și el a spus, da, ce monahii tăi o spun? Și atunci a venit și ne-a spus în biserică, uite, părinților, zice, e foarte important, că nu e lucru de șagă cu cererea voastră de a primi binecuvântare pentru anumite lucruri și, în general, ne-a atenționat, pentru că, zice, voi cereți mie, Părinte, binecuvântați. Și eu ce spun? Spun Dumnezeu și Maica Domnului. Spunea, e ceva rău în asta? Adică voi pur și simplu vă păgubiți de binecuvântarea lui Dumnezeu și a Maicii Domnului, evitând sau uitând lucrul ăsta care e important în viața monahului. A fost, cred că de-a lungul vieții lui, ispitit și încercat de vrășmași de demoni. El chiar povestește că atunci când se aflau la Chilia Bunavestire, în perioada de început a vieții monahale, când lucrau și din greu ca să se întrețină, să-și plătească datoria, în jurul chiliei chiar își făceau apariția demoni care le ațineau calea, care urlau, se manifestau în chipul lor atât de cunoscut asceților și monahilor. Dar, cum v-am spus, cu rugăciune, cu bărbăție duhovnicească, treceau peste aceste momente. Iar aici sunt niște episoade la Chilia Sfântul Gheorghe, în care povestește, de exemplu, cum unul dintre monahii chiliei, în timpul unei privegheri, a sărit dintr-o dată ca ars, strigând că un demon a intrat în paraclis și trece pe la fiecare monah cu un fel de cădelniță, afumându-i așa la nas și determinându-i să ațipească, să adoarmă. Și a zis respectivul monah că și pe la el trecuse și văzând această uneltire a vrăjmașului, a sărit ca ars și a încercat să-i avertizeze și pe ceilalți monahi.